Aș vrea să vă aduc la cunoștință că cei de la tineret au reușit să finalizeze formarea de structuri locale și alegeri în 75% din localitățile județului, dar procesul este în derulare. Eu vreau să vă spun că vom fi la sfârșitul lunii ianuarie, mai fi probabil singura formațiune politică din județ care are structuri la toate nivelurile, în toate localitățile județului. Și de asemenea, și la organizațiile, la organizația de femei, procesul s-a demarat, este în proporție de 40% în momentul de față. Să vreau cu acest preț să-i felicit pe cei doi președinți de la Tânești, pe Bogdan și Apostolicianu și pe doamna Mirea pentru activitatea pe care o desfășoară. Eu mă nu știu dacă să las eu sau să lansez eu acesta de când să vă spun președinte, dar aș vrea să lansez un avertisment trecând de la ceea ce ne privește pe noi, având în vedere că suntem în coaliție și noi nu am practicat astfel de lucruri și știți foarte bine discursul nostru a fost în sensul de a face o ofertă și de politiza într-un fel atunci când vine vorba despre instituțiile deconcentrate. Lansez un avertisment public către cei de la UNPR. Asta nu este, o să întreagă foarte bine, nu este o declarație de război sau orice altceva care ne implica o declarație de război. Dar este un avertisment public pe care îl fac cu bună credință și în sensul celor care se discută acum la nivelul public. Cred că publicul s-a săturat de implicarea politicului în toate care sunt. Deci aș avertiza să nu mai facă intervenții politice la instituții ale statului. La ce vă referiți? Vă și instituțiile. Pot să vă dau un singur exemplu. De exemplu, ar fi și știți foarte bine asta. La agenția, de asta mi se pare și un pic așa, trebuie să fac lucrul ăsta. La agenția de îmbunătățiri funcționale. Dacă tot protejează experiența, dacă tot suntem luați de mesagere sau intermediare relațiilor dintre copii. Nu, Elena, asta este interpretarea pe care ai. Asta este interpretarea pe care o dai tu. Eu, din câte am înțeles, în cadrul, știți că era administrația națională, era administrație națională. Și acolo se fac restructurări, vor pleca din câteva mii de, vor fi disponibilizați 5.000 de angajați. Și în cadrul acelei structuri la nivel național, exista un domn care era grea de conducere
Era acolo, la Mciuleș. Și în felul ăsta scăpau și ei de un om și care era din județul Oi. Și erau, am înțeles, nu foarte competenți. Și un cunoscător era fost inspector de zonă. Și ei vreau să numească cei de la ANIF director și s-au făcut diverse intervenții pentru numirea altă. Știți? Și? Și nu știu care este, să vedem ce decizie se poate. Ori se desfințează postul, ori să schimbă. Păi nu, 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 era vorba despre un post de conducere. Ăla nu se schimbă, nu se desfințează. Păi nu, deci un conducător trebuie să fie la înțeles. Da. Asta m-a dat un exemplu, ca să... Păi și dacă tot nu au reușit, sau au reușit, sau ce? Nu, se fac, s-au făcut intervenții și eu vreau să se mai lăsăm să nu se mai facă astfel de intervenții. Să lăsăm lucrurile, să lăsăm instituțiile să trăiască așa cum hotărăsc ele. Să ne mai băgăm noi oamenii politici. Decât acolo unde este obligatoriu prin statut. Dar dacă și ei vor replica, de ce v-ați luat de doamna director de la Casa Județeană de Pensii dumneavoastră ca instituție, ca politicieni? Casa Județeană de Pensii, prin protocol, aparține de pe și asta, prin protocol, cui aparține conducerea? Tot pe de leu. Nu vorbesc în directul meu. Cine a făcut intervenția de la UNEZ? De aici, de la Urc? Ok. De aici, de la Urc? Nu știu, deci nu cereți, nu te trebuie și voi. Deci nu, eu mi-am făcut datoria să vă... să trag un semn legal. Legat de declarațiile domnului Ciugulean, au făcut de creșterea la spital, că am avut credere că ceea ce e scris acolo nu se aplică la ora actuală în cadrul spitalului. Vreau să spun un singur lucru, dar noi nu l-a știut niciodată la momentul. Pentru că nu l-a știut. Și nu trebuie ca să le duiască. Asta ca să mai spunem că dacă îl primea, nu cred că l-a fi înțeles dacă ar fi să ți casă. Ar să l-a citit. Nu l-a citit. Deci a citit ce mult rezumatul de 20 de pagini, sau probabil l-a povestit cineva. Dar auditul nu a fost citit pentru că a fost dat în două exemplare, la Consiliul Județean 1 și la Primăria. Dar de ce e secret, domnule primar? Scrie în limba italiană, dar nu putea să citească sau ce? Dureați să vă răspund la întrebare, dureați să nu vă pot răspund la întrebare, că chiar acum toți angajații matei nu pot să pună întrebări în cadrul pe de ori. Care este întrebarea? Am înțeles care m-am făcut și pe aia. Trecem peste. Trebuie să vă răsiți conferința, dacă vă ați înțeles. Știți că de ce nu e public? De ce nu a fost făcut public acel material? Asta a fost decizia pe care cei care l-au plătit au hotărât. Noi îl întrebam, același lucru ne-a spus domnul Cicula și l-am întrebat, domnule, da, bine, bine, auditul nu e plătit din bani publici, dar ceea ce recomandă auditul... Se aplică în domnule. Toți cei patru directori de la spital au citit auditul. Toți cei patru directori. Da? Deci nu se pune problema ca conducerea să nu aibă acces oricând la auditul care s-a făcut acolo. Deja primele măsuri au fost luate. Sunt 5 măsuri care sunt aplicate la ora actuală. Din păcate, cele mai importante e întâlnire. Noi însă sperăm ca până la sfârșitul anului să demareze toate, din cele 20, pentru că deja pentru anul viitor pregătim un set de 30 de măsuri care să se alăture acestor 20. Practic sunt o parte continuare a lor. Și aici vorbim la reorganizare, recompartimentare, mutare secții, dotare. Lucruri care vor trebui înființare de noi compartimente, desfințare de foarte multe compartimente. Restructurarea, acolo unde este cazul, în special zona personalului TESA. Domnul primar, v-ați dat un singur exemplu, sunt 12 angajați la resurse umane, în cadrul Spitalului Județean. 12. Munca aceasta într-o instituție ca Spitalul Județean poate făcută de maxim 4.
Spuneți care la primărie. Ca și, la sfârșit v-am rugat să puneți toate întrebările. Ca și idee. Păi să mai scuzați-mă că nu-mi făcut, dar să mai multe pe vremea când se făceau statele de pe un pic cu creionul. Tot așa se face. Da, tot cu creionul. Adică... Dar nu știe mai bine că are acolo... Sunt... V-am dat un singur exemplu, asta nu înseamnă că în alte compartimente nu sunt la fel de mari excese. Sunt foarte multe secții care sunt înființate doar pentru a se numi medicii, medici șefi și secții. Aproximativ 8 secții sunt înființate doar pentru a da unor medici posibilitatea de a fi medici șefi. Deși sunt medici șefi și au secții, doar ei funcționează în acea secție. Puneți-vă și care sunt. Eu nu vreau să vă dau un exemplu. Nu, 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 nu. Respectăm exemplul a vostru din dumneavoastră, pentru că observ că nu vreau... Că dacă nu... ...și știi ce vreau să vă continuă să te la capăt. Așa, te rog. Nefrologie. Nu, dar aici am aș vrea să fac la necrologie. Deci vreau să vă spun un lucru. La necrologie, unde este... Simionescu. Unde este Simionescu? Vremul Simionescu. Așa. Deci vreau să vă spun. Vreau să vă spun un lucru. Senzația mea este că acolo avem de-a face, așa cum zicea domnul președinte despre o anumită zonă, cu un sistem mafiot. În sensul că pe o anumită filieră, de jos până sus, lucrurile sunt foarte clare. Eu iau pacienții, nu-i tratez în spital decât le dau recomandare, le stabilesc diagnosticul, îi livrez la firma mea. Firma mea are contract cu Casa Națională, să fie foarte clar, deci nu cu Casa Județeană, cu Casa Națională, pentru că noi la Casa Națională avem relația, adică pe fost cu nostru coleg de an, un director care avizează aceste contracte și vă las pe voi să aflați sume. O să aveți niște surprize incredibile. Deci este inadmisibil ca sistem să mai permit astfel de lucru. În condițiile în care spitalul are dotările necesare pentru a acorda asistență celor care sunt bolnavi. Secția de hemodializă, cele care spun. Vă spun? Fina celui de la necrologie și nevastă sa este la Veneu, secția Veneu, care ia tot așa trei secții înființate doar pentru trei oameni. Păi bine, și plasma a fost desfilată? Adică trebuia să fost desfilată noastră? Eu ca manager, nu ia anchid, ne? Chiar vă rog să mă lăsați să spun până la sfârșit și pe aceea puteți să puneți pe orice pentru întrebare. Un lucru picant, pentru că nu trebuie să spunem numele, este că banii pe care încasează, pe care ar trebui să încaseze spitalul și încasează, de fapt, această firmă privată care ia toți pacienții, sunt de toți banii pe care i-a adunat la un loc spitalul Corabie, spitalul Bașa. Ca să înțelegeți proporții. Bă, nu. Pe lună pe aia. Deci două spitale cu 300 de angajați, iau cât ia o clinică cu 18 ani. Asta e dreptatea care se face în România. Părerea mea este că acolo din mai este și competența dumneavoastră. Dar o să vedem dacă lucrurile vor merge mai departe și se dumneavoastră în spații cercetări și dezvedere despre ce sume vorbim.
dacă este în regulă, pentru că din trei contracte, spitalul este devalizat de 200 de miliarde de dolari. Și cred că deci, înțeles că atunci când se dorește să atingi aceste trei contracte, nu avem norocul să fie la sfârșitul acestui an. Altul este cel despre care vă spuneam, celălalt este din nou în desfășurare spital. Vă am amintit la normal că vrei ca acești bani să revină spitalului și să nu mai fie pe casă la depărți, să existe reacții. Dar nu mă așteptam că aceste reacții vine chiar de la Ciuburea. Era că fără nu vrea să facă ordine sistemul sanitar. Pentru că nu există niciun fel de alt interes ascuns decât de a reda banii de sănătate pacienților și de a îmbunătăți calitatea actului medical la Spitalul Județean Slatina. Unde se tratează tot și obinerii, pentru că aici este justificarea primăriei municipiului Slatina. La urmare a faptului că Slatina se tratează. Dacă aveți întrebări, acum aveți să vă răspund. Da, am o întrebare. Spuneați recent public în postul local de televiziune că lucrurile bune care se fac la spital nu sunt prezentate. Nu, n-a spus că nu sunt prezentate. Nu știu actualii manageri să le facă pe lucruri. Ce la de ce? Da, dar nu că sunt prezentate. Nu că nu sunt prezentat. Nu că nu le prezentat dumneavoastră. Fac o legătură cu ceea ce vreau să vă întreb acum. Spuneați tot acum. Părerea mea este că acum în locatul este competența domnului Gradu. Da? Da. De ce trebuie să faceți dumneavoastră aceste dezvăluiri, lăsându-ne pe noi să aprofundăm, aruncându-ne așa, un subiect, o mulțumire. Cine le face domnul Gradu? Sau domnul președinte al Consiliului Județean? De ce nu întrebați? Ce vreți să întrebați pe domnul? Eu v-am spus că nu. Aceste lucruri au fost aduse la cunoștință de către domnul Gradu? Dar de către cine? Asta este treaba mea. Sursele nu se divulgă. Sau de domnul președinte al Consiliului Județean? Da. Domnul primar. Ce... Care povestea cu acele televizoare care... Am înțeles că se vor aduce la spitalul județean. Dar care este problema? Păi e vreo problemă, că asta vă întreb. De ce trebuie aduse? Ce altceva? S-a recomandat în acel audit să fie aduse televizoare? Nu, s-a recomandat. Iar este o înțelegere greșită. S-a recomandat în acel audit îmbunătățirea condițiilor hoteliere. Îmbunătățirea condițiilor hoteliere înseamnă inclusiv aducerea acestor televizoare și cuvinte. Bineînțeles, trebuie să renovate saloanele. Trebuie să îmbunătățim de votare și așa mai departe. Nu s-a spus punctual în acel audit să se aruncă televizoare. Da. Dar era necesar televizorul, probabil că era necesar să le aducă lingerie de pat sau, sau medicamente sau mare atenție, mă rog, sau arcuri la saltele. Stați o secundă, păi aici a greșit. S-au adus 300 de saltele noi. Anul viitor se va continua până la 700 de deja s-au pus altele noi. Lingerie este în tot spitalul nou-nouță. Mare atenție. Este deja adusă și pusă. Dar unde este spălată lingeria? Vă dați seama ce doctor mic, dacă pe el interesează unde se spală lingeria, el unde spală lingeria? Dacă e să punem întrebări. Pe doctor nu trebuie să le... Vorbim foarte serios. Pe un doctor nu trebuie să-l intereseze unde se spală lingeria. El trebuie să-l intereseze și a dat un caz aparte de ce grad sau rata de mortalitate este așa mare la el. Asta trebuie să-l intereseze cu un doctor. Să aibă rata de mortalitate cât mai mică. Și reușită operația. Nu e treaba lui bucătăria, spălătoria... A spus-o din punct de vedere politic, nu ca și medic. Eu din punct de vedere politic îi spun de ce este rata de mortalitate așa mare la el. De ce este rata de mortalitate, chiar dacă nu se fac operații, așa mare mai pe sex? Ăsta e răspunsul meu la spălătoria mea. Da. Domnule, ce întrebați cu tine de nimeni? Nu. Nu este o decizie amânată la rugămintea domnului Buc. A spus că s-a amânare când va veni dumneavoastră în vizită la soare. Când va veni în vizită la soare, dar să-i informați.
și despre acea funcție de director da, în Compania Națională. Da. Și toate aceste lucruri au rămas cu mărturii sudate exact biroul de manifestația, la prima întâlnire pe care o vom avea, sperăm noi în continuare anul acesta. Și despre ce întâlnire? Toate aceste lucruri au fost amintite. Da? Domnul primar, să întâlnire că două se reînvărea pe lucră în contul de tine de ține. Nu. Să înțelegeți că sunt trei contracte care apasă pe bugetul spitalului. Unele, în loc să, unii bani în loc să intre la spital să duc la alte firme. Alți bani de la clinici private. Da. Așa spune. Sau laboratoare. Alți bani cheltuie spitalul și ar trebui să cheltuie mult, mai puțin cu el. Dar în total se pierd 200 de miliarde. Asta înseamnă că un buget de 700 înseamnă 30% să duc la niște șmecheri. Și atunci, normal că spitalul nu are bani. Spitalul funcționează cu greu. Și dacă s-a reușit... Gâfâie ca să funcționeze. Dacă s-a reușit rezilierea contractului... Nu este o reziliere. Se încheie în contract. Scuzați, da, ce se întâmplă pentru ce? Da. Care zi doi băieșii. Da. Și aceste trei contracte. Se pot fi foarte greu. Pe ce trebuie să nu, nu e vorba că sunt încheiate. Acum, vă dăm un exemplu. Secția de hemodializă. Este al doilea despre care discutam. Da? Secția de hemodializă din cadrul spitalului, de 2 ani de zile, nu funcționează. Deci nu aduce niciun bas spitalul. Pentru că pacienții fac cerere să fie tratați la privat. Ei de la sine, niciunul nu vrea să fie tratat acolo. Dar la privat, la cine? La șeful de secție în privat. Păi și mai este o... Își fac ei cerere cu mâna lor. Da. Și în loc ca spitalul să încaseze... Cine e șeful? Cine e șeful? Păi singurul medic. Singurul medic este, sunt doi medici, unul la nefrologie Simionescu și doamnul Micăicanu la hemodializă finatul Mihaiescu. Păi și doamnul Dar nu mă întrebați dumneavoastră cu mine dacă s-a trezit. Eu, când acum am aflat, eu am venit și m-am făcut la dispoziție acest lucru. Eu cred la primul lucru, să știți că nu stau, îl discut, încerc să-l înțeleg cu atât bine, că l-am înțeles și l-aș la cunoștință. Asta este lucrurile care. Chiar e un problemă grea mătereală. Le-am spus acest lucru, le-am spus și directorul și le-am cerut. Îmi pare rău. Eu acum am aflat. Eu l-am cumpărat. Păi dotarea cu instrumentar nu este la ora. Din cele 20, dotarea cu instrumentar nu este demandă. Este în licitație, dar nu s-au achiziționat monitoarele. S-au adus doar cele 5 prin minister. Reorganizarea secțiilor nu a fost definitivată, măcar la stadiul de a fi prezentat într-un viitor, de a demara SF-ul, sub revizabilitate, pentru a reorganiza secțiile. Deci nu a fost încă finalizată această reorganizare. Nu s-a început reabilitarea spitalului. Și aici mă refer la amperompare, la schimbarea tâmpăriei, la bătarea cu liftul, la camere de la vedere, la intrarea prin sistemul de cartelă sau amprentă digitală. S-au făcut lucrurile, să spunem, care au fost mai ușoare, mai ușor de atins și aceea s-a impus curățirea, spălarea pacienților zilnic, s-a impus orarele pentru saloane și pentru băi și s-a început bătarea cu saltele și cu frigidele respectiv televizoare pe secție. Nu s-a început și nu se lucrează încă la planul strategic. Nu s-a dat drumul la acest plan strategic care a trecut pe care de zi. Acestea sunt lucruri care trebuie să fie finalizate până la sfârșitul acestui. S-a mutat spălătoria sau nu știu ce, au făcut un contract acolo de spălare cu o firmă de la București, am înțeles că trei buni s-au făcut în perioadă. Sperăm la tia noi să avem cartele funcționale. O problemă din cauza faptului că nu se lucrează la planul strategic, da? Nu este și această reacție da. Cu șefii de secții. Foști șefii de secții. Nu, eu vorbesc, nu mă interesează, nu dau numele. Da. Nu mă interesează. Șeful de secție nu cumva să fie șef totul de lege. Da, e adică să se explică pe care
le-au avut până acum alea vechi, clasice, consacrate, nu ăsta este un motiv, trebuie odată pentru totdeauna să se stabilească șefii de secții, să se încheie niște contracte, să aibă niște atribuții clare, să răspundă pentru ceea ce se întâmplă acolo, pe fiecare bucățică. Ba da, cu o singură condiție, înainte de acest lucru trebuie să stabilești foarte bine la nivelul conducerii care e la secție și care nu. Pentru că nu poți să faci concurs pe șef de secție la o secție care nu mai păstrezi. Nu, despre asta vorbesc, deci planul strategic. Trebuie toate așa. Absolut. Și? Ce face? Nu, nu întrebați ce fac ei, lucrează. Au până în termen până la 31 decembrie să termine acest lucru. Eu chiar sper că vor reuși. Chiar sper. Pentru că sunt multe măsuri bune și dacă intrați în spital o să vedeți că pacienții, poate de acum două luni, și-au schimbat în bine părerea despre spitalul nostru. Nu este suficient, adică de la început. Dar la anul, pe vremea asta, o să fie și mai bine. Păi am mulți ani de zi răspuns la această întrebare, s-a o surpriză. Știți foarte bine că se spune că se dorește, cineva dorește să pună mâna, privatizarea la Da, mâine, nu știu, dumneavoastră, doamnă Bărășescu, mâine, cred că cei de la Consiliul Județean, pe un euro îi dau votul bilet din spital. Deci dacă vrea să-l ia mâine cu un euro, să-l ia. Marea atenție. Spitalul aduce pierdere în fiecare lună. Deci spitalul aduce pierdere în fiecare lună. Deci uite acesta. Deci mâine, dacă vrea să-l ia, dar să apară lege. Poți să-l ia cu totul. Cred că lucrul ăsta ar fi cel mai bun. Bine, dacă au plață, ce să facă cu el, să-l să funcționeze. El ca pronunța public, dar o spun mai mult. Este un nonsens treaba asta. Chiar este un nonsens. Și nici măcar n-a apărut o lege în sensul acesta. Dar spitalul trebuie reorganizat. El nu va putea să reziste dacă va rămâne așa. În momentul în care va apărea coplata, respectiv în momentul în care va apărea noua lege a Ministerului Sănătății, nu va putea funcționa cu personalul, cu risipa care se face la ora actuală. Nu va putea funcționa. Trei luni și după aceea se închide. Și este clar, nu va avea venitul ca să acopere cheltuielile. E simplu ca bună ziua. Dar vine la ora actuală, are 1-2 miliarde minus. În lună. Da? Plus câteva restanțe mai vechi. Dar trebuie semnalat un lucru și cred că lucrurile astea mai rar se spun. Într-adevăr, lucrurile rele vin ce mai bine. Anul trecut, toate spitalele, în aprilie, toate spitalele știți că s-au plătit datoriile de către Ministerul Sănătății. Știți cu toți. Deci a existat moment zero. De anul trecut până astăzi, la spitalul nostru s-a reușit să nu se acumuleze datorii suplimentare. Ceea ce este un lucru, spun unii, nu e important, că până la urmă contează sănătatea. Eu zic că contează și faptul că ai reușit acest lucru. Comparați cu Vâlcea, unde sunt datorii de peste 200 de miliarde, deja acumulate pe planul și jumătate. Deci, am în două spitale în aprilie, au momentul zero, iar astăzi anul nostru reușește să se mențină pe linia de plutire, iar Vâlcea are datorii de peste 200 de miliarde. Deja acumulate într-un an și, să spunem, jumătate. Cred că este un lucru care poate fi notat la plus și nu la minus. Domnul Bărășescu, confirmați sau dezmințiți cele scrise, eu sunt trimise într-un ziar, niște ziare, o scrisoare a dumneavoastră cu dezvăluiri, cu nu știu ce prostioare de astea. Vreau să vă spun că astăzi am înaintat la Secretaria Slatina o plângere pentru săvârșirea încălcării de fals și vârst de fals în sensul falsificării semnăturii împotriva cui? Și atribuirea unui material care nu mi-a aparținut.